ador să gătesc. Mamă, ce talent am. Hai să mai bem jumătate de măsură. Hai, lasă vrăjeala, pune mâna, ajută-ți colegul. Ce mă face, really wanna do, come here, ma. Ce se întâmplă, Remus, în momentul în care bei 100 de whisky, limba se moaie. You look like you could really give it to my nigga from the way you're talking, the way you're trying to walk me. Don't bother, talk to me. In the daytime, but at night, I'm gripping along, just bang your shin up in a trunk while I break your neck, your motherfucker trying to figure my flows. Always blowing the spot again and again, make a nigga really wanna stop. Glumești? Salutare! Primăvara s-a instalat cu puteri de pline și cireașa de pe tort merge mai departe cu noi și noi invitați. În săptămâna de față, treaba e simplă. O dăm pe muzică, frumusețe, talent, dans și voie bună. Media de vârstă e foarte scăzută și distribuția sună cam așa. Cătălin Moroșanu vine în forță de la Iași și Cică se bate ca un leu pentru trofeu. Neilini cântă, râde și dansează, dar lumea zice că le-ar avea și pe astea cu gastronomia. O să vedem. Sony Flame se vrea o explozie, ceea ce îi și dorim. Dacă aș vrea să glumesc, l-aș ruga să facă măcar flama. Nicoleta Luciu este cu siguranță o explozie de frumusețe și bun simț. Ioan Isaiu este un domn cu talent și vorbele la el. Cu lista de invitați prezentată, nu ne mai rămâne decât să declarăm deschise jocurile gastronomice de la Cireașa de pe tort. 1, 2, 3, start! Domnilor și domnilor, Cireașa de pe tort începe în forță cu invitata specială a tuturor sezoanelor din România, Nicoleta Luciu! De aceea spunem, apasă tasta 1 și să înceapă emisiunea! Nicoleta Luciu este, după cum îi spune și numele, chiar Nicoleta Luciu. Așa că orice v-aș spune ar fi redundant. Îi pasez legătura lui Sony, care mi-a promis un șpriț dacă îl las să spună ceva. Bagă, frate! Având în vedere că are o familie destul de numeroasă, cred că masa va fi destul de bogată și ne va aștepta cu o masă copioasă. Deci abia aștept să ajung la ea acasă, cred că o să-mi dea o mulțime de feluri de mâncare, frate. O să mănânc mult, mult acolo, nu stau la discuție. Sper să nu se ia foarte în serios să ne fac o cină pompoasă, să ne fac o cină ca acasă. Ai o misiune dificilă în seara asta, ca să-mi pui pâine la masă, te rog frumos. Uite-te la mine, sărăcuțul de Cătălin. Sper să le fac un meniu pe măsură. În niciun caz nu sarmale, în niciun caz ardei umplut, în niciun caz carne. La felul principal mă gândeam să facem niște aripioare pane și cartofi prăjiți făcuți în untură de porc. Ca și desert cred că o să facă ceva mai light. Crema de zahăr arsă. Vom merge la piață, vom face cumpărăturile și la vinzilic o să vedem în piață cam ce o să cumpărăm. Sincer, mă așteptăm la ceva mai mult. Nu? Da. Domnilor precupeți, stimați țărani, fiți atenți că vine Nicoleta în vizită de lucru. Vă rog să vă aranjați un pic, să dați un Luciu la produse și, în general, să o primiți cum se cuvine. Să știți că nu se supără nimeni la un mic discount. Ea este Lili, prietena mea și vecină și șefa la tot ce vedeți pe aici. Să rămână, Lili! Să rămână, zi și tu, Remus. Salut, mâine, Lili. Să rămână. Aici e brânză. Da, da, da. Și pâine, mamă. Nicoleta Luciu la piață va face senzație. Cam ce cârnați îmi recomandați și mie aici să mâncăm? Cu brânză, cu ceapă, cu tobă? Primi de acolo. Așa? Da. Și ce mai recomandați în afară de ea? Deci ea care ce mai finuț așa și asta nu mă așteptam ca să fie cu mâncarea atât de tradițională. Am văzut că mănâncă absolut tot. Puțină tobă de acolo. Da, vrem și tobă, aveți și șoric, aveți jumări. Jumări, aveți și slănină. Cred că se gândește la Moroșanu ca să-l hrănească cum trebuie ca dacă să devină un luptător mine, de valoare. Dacă mă pe mine, cred că ea fiind foarte gurmandă și foarte pofticioasă, cred că este mare fan al bucătăriei românești. Să știi. Și al produselor Tradiționale. Putem să luăm slănină, da, și facem acasă. Le faci, da. Jumate o punem crudă și jumate le facem așa uscate ca pe niște floricele. Să vedeți ce bătaie o să fie pe ele. Deci nu vorbim de calorii, nu vorbim de
mâncare sănătoasă. Nu, 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 e Nicoleta Luciu. Așa? Pastramă! Să pune și pastramă de vită, că am găsit și pastramă de vită. Nu? Crută. Eu iau așa, cum a spus domnul, cum vă numiți? Petrică. Domnul Petrică mi-a spus să iau cârnați din ăștia. Da. Cârnați de porc. Cât vă dau? Avem niște gurmanzi la masă, vreo... Unul de căciulă e suficient. Unul de căciulă ajunge? Da. Da, unul de căciulă, cum zice domnul, care experiență. Aș fi mers totuși pe, pe niște produse mai speciale. Adică? Adică te duci în prima piață. Să fi luat chestii lucrate tradițional. Dar să știi că, Nicoleta, că avem foarte multe lucruri în comun. De exemplu, și eu, când am fost invitat la Cireașa de pe Tort, la fel am făcut un meniu cu produse tradiționale. Deci avem foarte multe lucruri în comun și poate că pe viitor o să ne cunoaștem mai bine. Punem mă și când ne-ați prăjit, punem și crus și prăjit. Păi tu trebuie să faci meniu, nu ei? Da. Da, Lili, să pun și prăjit? Da. Și cu niște gogonele reci, murături. Cu puțină brânzică pe deasupra, așa. Aoleu. Și cărnăcerea, numai tăiați puțin și serios cum spărie. Aoleu. Luăm și o pâine bătută atunci? Da. Auzi, să le punem și niște untură cu boia? Noi ungurii exact. Așa mâncăm. Știu restaurante în București, îți freacă o felie de aia de pâine mai lunguță, așa țărănească, cu untură, cu usturoi și cu pătrunjel, 5 lei felie. Serios? Aoleu, și pălincă. Pălincă, nu mai dă. Luăm și untură, deci la faza asta nu o să se aștepte deloc. E bună asta? Foarte bună. Da? Și proaspătă, da. Și cu sare și de toate, cu nu? Sare și boia, da, dulce. Da, da. Ia untură, ia pălincă și îți dau eu un CD cu muzică ungurească. Auzi o step, meki neko soko bek, meka seka, meka bek. Toată lumea. O să ceară lumea la pachet și nu vreau să se păruiesc. Da. Și este dietetică. Păstramă? Asta este de ce? De oaie, afumată. Și asta se mănâncă crudă, nu? Da, așa. La fel. Dați-mi jumate din ea. Peste toate lucrurile astea, măi mamă, să vină soțul tău sau ăsta Moroșanu să spargă o ceapă roșie cu pumnul, așa, pe colțul mesei, cu un pic de sare și... Deci așa, ceapă, ridic, ceapă. Câte? Trei ajung. Doamnelor și domnilor, simplu, pentru că eu sunt o fire sportivă, o fire atletică, vreau să vă fac o simplă demonstrație. Deci cu partea aceasta, nu cu alte părți, loviți ceapa. Este foarte important pentru ca și gustul cepei să fie de calitate. Și acum, cu puterea minții și cu forța, bineînțeles, se va da o perversă de pe târgul Ocna. Deci... Aha, și mai trebuie ceapă pentru că vreau să fac și vinete. Poți să pun ceapă roșie la vinete? Da. Mai dați-mi o legătură, vă rog. Așa se sparge, așa cu podul palmei se sparge. Așa? Hai. Hai. Dragul meu. Adică am crăpat-o. Ia deci ceapă. Păi ai dat ceapă pe mine, ce faci acum? Ia uite câtă ceapă ai dat pe mine. Ia uitați ce e aici. Deci după tot meniul pe care l-a făcut, acum e leșinat în fața unei vitrine, tot așa, cu cărniță. Cu cărnați, cu șnițele, cu... Gurmandă mai ești. Îmi dați un șnițel, vă rog, să vă cum e? A, nu, vreau un degețel din ăsta, sau care e bun? Nu, să rămână. Nicoleta, avem o dedicație pentru tine. 1, 2, 3 și... Mamă, ce bun! Și completez eu. Mamă, ce bună e zeama aia de varză. Merge la orice panaceu universal. Gata cu vrăjeala. Haideți la gătit. Mulțumesc, Eli, pentru ajutor, dar cu pungile cum facem? Sunt mașină. Mulțumesc, Eli. Fii atentă, dacă mai am nevoie de ajutorul tău, o să te sun. Bine. Poate trebuie să mă vezi cum gătesc, o să fiu îmbrăcată sexy. Bine, ce rău. Te pun, mersi. Noi mergem să gătim și cine vrea să o mai vadă pe Nicoleta știe unde o găsește. Acceptăm vizite, dar nu vă îmbulziți. Ta-da! Uite-mă-s! Știți ce facem astăzi?
foarte multe bunătățuri care sigur or să vă lase apă în gură și o să vreți să fiți alături de noi în această seară la masă. Cei care vor veni cu mașina să aibă la ei perfuzoare, tărgi, glucoză, aparat de la de resuscitat, oxigen, pentru că o să-i facă Nicoleta praf. Și pastile de digestie, știi? Da. O să începem așa, cu jumările. Pe viitor, când doriți să mai gătiți tradițional românește, este foarte recomandat să asezonați platoul acesta rece sau ce veți spune pe platou cu dicarbocal. Se pun la doi cârnați cam o pastilă, nu? Și vom face niște jumări în acelea care sunt crocante. Vom tăia în bucăți foarte, foarte mici. Cred că se pricepe Nicoleta în bucătărie, pentru că totuși este mamă, trebuie să facă de mâncare copilașilor. Nicoleta, când a fost la mine, a mâncat absolut totul. Deci ar fi culmea acum dacă mă duc eu la Nicoleta să nu mănânc. Op, așa, să vedem dacă sare. Cred că va trebui să punem un pic de ulei, că se va lipi. Ea gătește acum românește sau chinezește? Că ăla nu e wok? Mai mult, mai mult, pentru că la câtă... Vai de mine! Luci în bucătărie! Remus, tu îți dai seama cum miroase pe scara blocului de aia acolo? Așa, cât timp se fac jumările, noi ne apucăm acum de crema de zahăr rar. Și aici miroase, dar nu a jumări. Da. Cel mai ușor dulce, deci dacă vă sună cineva, vezi că vin la tine într-o oră. Puu, e în cuptor și o să miroasă frumos. După cărnați și după cartofii în untură, crema de zahăras este exact ce trebuie ca să... Un pansament. Pansament gastric ca să dilueze toată... Da, da, da. Înțelegi? Deci e perfect. Dar e bună crema de zahăr dacă e făcută bine. Da. Dar trebuie să fiți totuși atent, să caramelizați zahărul, nu să-l ardeți. Pentru că în momentul în care... Are miros și gust de amar, de... Da. Cred că e gata, că dacă lăsăm mai mult se amărăște. Bravo, uite ce, uitați-vă ce culoare frumoasă are. Gătitul continuă. Nicoleta este o poveste. Preparatele încep să prindă forme în mâinile ei. Nu simțiți că m-am pierdut? Mă duc să-mi dau cu apă pe față și mă întorc reîncărcat. Voi rămâneți aici. Jumările sunt gata. Am gustat din ele, sunt foarte bune. Le punem aici în șervețel ca să mai absoarbă grăsimea. Acum, sincer, cam puține jumări pentru 5 persoane. Bun, 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 bun. Uitați, ați văzut cât era bucata de mare, nu? Ha, atâta mare. Ce bună, tate! Poate pofticea să zici. Chiar mă gândeam la... Am văzut cât de mult îi place să mănânce. Mă gândeam că o să facă ceva mai complicat. Deja le văd cum arată! Ia uitați. Vedeți dacă sunt bine curățate, să nu mai rămână pene, să nu mai... Pentru că în momentul în care le prăjiți așa, la sfârșit se simte. Mie îmi place, din contră, mie îmi place cu mai multe pene. Chiar mă deranjează dacă e prea curat. Păi eu zic să mănânci găina întreagă, vă rog să mai... Ce credeți că o să fac? Ia cu pâine să nu-ți cadă greu. E bun, bun? Vai, ce bun! Urăciunea aia, tot colesterolul aia, tot ce de tigaie aia. De fapt, carnea aia se prăjește ca să rămână esența pe tigaie. Normal, jumătate se aruncă. Și mănânci doar ce a rămas pe tigaie. Deci, uite și cât de bun e. Aolo. Ia să vedem ce mai face. Ne mai jucăm și noi să treacă timpul mai repede și mai plăcut. Nu că n-ar fi plăcută compania Nicoletei, nici vorbă. Dar nu trebuie să uităm să ne jucăm, să ne amintim de copilărie. Ce bine le zic!
Vreți să mă angajați acasă? N-am timp. Va trebui să gust una. Cum fac? Exact. Mâncare de fast food. Dar asta e mâncare dietetică. Îți dai seama cât de fericiți sunt copilași și ei când le gătești așa? Pentru că copiii sunt... Și mai bine să le gătească ei așa decât să meargă la un fast food să... Uite. Uitați cum arată. Oh my God! Va trebui să gust un pic. Ce să fac? Iau una dintre ele. Să le prăjiți doar puțin sau chiar să le și fierbeți puțin. Nu contează. Înainte de a le trece prin frigider. Da. Dar după aia trebuie răcite ou. Da, mă rog, eu n-am avut timp acum. Dar chiar dacă le fierbeți puțin, nu e nicio problemă. Ia dați-vă așa, domnișoarelor, că le băgăm pe astea mai bronzate, uite aici. Cum să mă fac de râs? Chiar m-am întrebat și eu, cum pot fi gata aripioarele atât de repede? Știți care e problema? Nu mai știu care din aripioarele astea au fost înainte și care au stat mai mult. Este gata. Nu e gata. Cum să fac? Nu-mi dau seama când sunt gata puii ăștia. Să sun pe cineva? Am încercat cu furculița. Bine, dacă e mai înțept de câteva urle, cade crusta asta. Nicoleta, pe viitor, dacă cumva, nu știu, n-ai o nedumerire, notează numărul Remus și îl sun și notează numărul 0749, da? 3019-24. Ți-a dat numărul lui Nicoleta. Cârnații! Am uitat de cârnați, că trebuie să fac și cârnații. N-a luat cârnați care trebuia să-i prăjească? Am uitat de cârnați! Pune-mi pare că o să mai guste ceva din alea? Da, gustă tot. Uite ce e acolo. Auzi, dar știi ce lipsește? A zis că pe ăștia trebuie să-i prăjesc și trebuia să-mi fie încă un cârnat mai gras, așa. De porc, a uitat. Nenea să-mi pună. Ce fac? Ai, mă! Dacă se rupe cu mâna, da? Dacă se rupe cu mâna, înseamnă că e bun. Ți-a spus că o să guste ceva. E așa, arată super bine. Ar trebui și la gust să fie super bună. O să încerc să o mușc din ea, dacă rămân dinții pe ea, nasol. Mamă, ce bun e! Ce fantastic, nu? Orice gustă, mamă, ce bun e! Deci tu, normal, la cât ai mâncat și în piață și acasă, n-ar trebui să mai mănânci seara. Ia uitați! Uitați-vă un pic! Cum arată! Mă, s-a fi făcut? Eu zic că da. Eu zic că da, pentru că dacă o mai ții în cuptor, o să râși să ți se ardă foarte tare și devine amară. Vânăta sau pătlăgeaua vânătă, Solanum melanogena, este o specie a genului Solanum, originară din India de Sud și Sri Lanka. Ea se folosește tocată mărunt cu ceapă și ulei. Vă dorim poftă bună! Aulă, n-a prăjit cartofii. Ce vă uitați? Cartofi prăjiți, da? Da. Cartofi prăjiți. Pe cartofii ăștia prăjiți toată lumea îi iubește. Dar foarte multe dintre noi îi ocolește. Adevărul este că acești cartofi făcuți în tigaia acasă sunt extraordinar de gustoși. Și în untură. După untura dă baltă. Dar sper să nu pună prea multă ouă. Poți să amesteci untura puțin cu ulei. Ia să vedem. Cum se încearcă? Trebuie să sară. Subțire, mai trebuie. Deci așa a făcut o friteză din ocola
A folosit la de toate. Câți litri de ulei pui tu la mașina ta când schimbi uleiul? Cât a pus și ea? Câți? 5. Mamă, mă arată șoriciu. Îți place șoriciu? Mănânc mult. Da, dar trebuie să curețe bine, știi? Uite așa. E, acum urmează pastrama de vită. Păi tu-l vezi pe Sani să mănânce atâta cărnela, cum arată el? Deci mi-a luat vorba din gură. Lili sau Neilini, cum îi spun eu, este prima dată între ei. Între băieți, adică într-un fel de bârlog al lupilor. Eu mizez pe gentilețea lor, așa că mă duc să văd ce mai face Nicoleta. Voi rămâneți aici și spuneți pe Facebook dacă e ceva în neregulă și sare cineva calul. Vă doresc să vă delectați, vizual și auditiv. E prima dată când sunt singur între voi. Ce senzație? Ai intrat în bârlogul lupilor. Lili, ai grijă. Lili, ce senzație ai? E bine senzație? Să stai împotriva bărbaților. Doamne ajută! Suleiman Magnificul. Suleiman în variantă feminină. Da, mă. Suleimană. Te simt o Suleimană. Da. Voi vă puteți imagina pe Nicoleta la cratiță? Da. Eu văd în stare și eu. Orice. Da? Deci sexy, așa, cu șorțulețul, cu bonețic. Băi, termină, nu-ți lăsa imaginația să zbucă. Băi, și nici n-am început să beau. Deci vă dați strict la gătit. O să-mi pun lacăt la gătit. Serios, o mai ai? Nu știu, acum am intrat în pod la părinții mei. Îl sună Nicoleta pe soi. Să vedem. Zi-mă, te sună pe tine. Nu răspunde. Era alarma că trebuie să-mi iau pastila, știi? Am fost foarte încântată până acum de ceea ce am făcut, dar încep să am emoții și încep să mă blochez dacă totuși nu le place. Dacă încep, a, păi de asta nu e găteala. Păi sincer, platos, dar nu prea e găteala. Hai să fim serioși. Asta este masă câmpenească. Dragilor, când te numești Nicoleta Luciu, poți să faci ce vrei. Ce vroiați? Să fiți dați pe spate? Să aud. N-aș putea să spun că m-ai dat pe spate cu ce ai gătit, pentru că nu m-ai dat pe spate deloc. Nici pe mine, nici pe nimeni, cred. Dar ce pui pe masă, sigur e gustos, sigur vor fi deosebit de vor fi apreciate produsele. Sunt făcute de tine, Nicoleta, și asta contează. Restul. Hopa. Hopa, hai. Mărășane, mărășane, tu nu știi cum e. Ia uite-l. La 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 la. Hai, mă cântă cu mine. Mărășane, mărășane, tu nu știi cum e. Bum. Să vorbești la 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 le. Normal, frate, am dat în silițiu o stampa. Că tot îmi spunea Nelini, taci din gură, că nu mai știu, că mă faci să râd tot timpul, că m-a gurat asta se aude. Am trecut din gură, fraților. Am venit! În momentul în care a sunat soneria, m-a luat un tremurat și zic, uite ce emoții pe mine. Vai, nu se deci nu cred! Cred că a fost inspirația lui. Pe bune! Vai, ce frumos! No? Mi-a plăcut foarte tare, ce să mă iau, și copii extraordinari, eu la fel, dar o singură chestie s-a omis. Tricou era un pic cam mic de mine, deci acel tricou îl va purta Jol Junior. Deci hai. Ca să bea, frate. Vă mulțumesc din suflet că ați ajuns și la mine. Ne bucurăm să fie ajuns la tine. Mulțumesc. Să fie o seară minunată. Eu gândesc. Doamne, ajuns să fie la mulți. Eu trebuie să mă las. 2, 3 și. Mai bagă una. Asta! Mai arde una. Ușa de pălincă de la mama lui. Eu s-o obișnuit cu ea. N-am nicio problemă să o văd în pahar. Mai greu să o dau pe gât, știi? Îmi plac mărgeluțele când le văd de la distanță. E, dar nu s-a limitat la un păhărel. Și acum pentru Moroșan. Da, da, da. Voi glumiți. Deci poate nu bebe pentru mine. Hai, pentru Moroșan. E pentru Moro. Nu e apă, e pe bune. Hai. Și frate, mesele. 1, 2, 3 și... Nu știu cine a dat ideea, dacă a fost a Nicoletei. A fost genială cu pălincuța aceea. Ajutor! Te ajut! Dar se pune problema. Aș dori puțin ajutor. Uite, mulțumesc. Te ajut. Uite, mă, ce bine. Bine! Șoriți! Nu se poate! Wow! Asta m-a făcut fericit. Uite, mă, și ceapă! Yeah!
ever, jur. Pe bune să nu mor, dar... Bă, tu ai voață nebunită la slănină, șuric. Băi, deci nu cred, Nico. Băi, s-a zbârlit părul pe urechi. V-am zis în mașină. Ai zis ce ai zis. Și cireașa de pe care mi-a furat, mă. Stai, că ce-și cireașa. Are și o cireașă. Mi-a plăcut extrem de mult. Când a început să vină Nicoleta cu toate felurile de șorici, de salată de vinete, de șuncă, de tot, fraților, voiați nebunit, am rămas așa. Fără cuvinte, aperitivul acela chiar nu mă așteptam să aibă un specific atât de românesc. Acolo eu mă simt cel mai bine în zona aia, în zona tradițională românească. Fie că suntem înnebuniți mai mult sau mai puțin după ceapă, slănină și așa mai departe și în felul ăsta ne-a cam prins pe toți. Untură! Bă, untură, da. Untură cu ceapă, asta vreau! Untură deci cu ceapă! Mamă, uite, se ia, frate, se ia un dișină, shit, you know deci pe bune, Nicoleta chiar s-a venit la mine, mă! Hai, Nicoleta, din iară tu, mă! Ei, dacă jucai, când erai fadă, no, stânga, ură, dreapta, doi, ca așa-i hora pe la noi, așa-i, diri-diri-diri-dam. Din studenție n-am mai mâncat atâta untură cu ceapă pe pâine. Foarte bună idee, foarte bună. Dacă încep cu Pălincă, pe post de aperitiv, merge orice, nu mai contează. Mâncare să fie, că poftă de masă este. Ce ia uitați! Vrei? Ce s-a alea, frate? Ce combinați? Poți să le aduci. Da. Jumară! Oameni buni! Jumară în direct, fraților! V-ați nebunit! N-a gătit ea foarte mult la Andreea ăsta. L-a cumpărat, l-a tăiat frumos și l-a așezat într-un mod artistic-fantastic pe platou. Dar nu putem spune că n-a picat la fix. Cred că ăsta a fost și scopul Pălincii. Dă-i Pălincă, pe urmă omul mănâncă gras. Jumărelele astea sunt bune. Băi, dar ce-și munca? Așa e că sunt bune? Nico, au cărniță pe ele. Asta e jungla fumată la fum? Da. Avem și șuncă. Îmi dai și mie, te rog, o felie de pâine, că vreau să mănânc cu... Untură. Untură. Vrei? Îți spun și ție? Nu-mi place cu untură. Foarte bună untură. Știi cine m-a învățat? Bărbatul meu la hockey. De câte ori mergeam cu el la câte meci de hockey, când erau pauzele între reprize, ieșeai afară, dar bine, îți dădea o felie mult mai mare și mult mai lungă. În schimb, mă uitam să iau boia dulce. Boia dulce? Da. Noi la ei se fac cu boia dulce și cu ceapă. A fost totul la superlativ, ce să zic, excelent. Doamne, ce bune! Vei? Stai felii? Deci eu mă satur... Auzi, nu mai aduce felul doi, că dacă nu mai are rost. Astea... Nu se poate. Deci nu mai are rost. S-a terminat. Băi, zic, mai e omor cu voia. Deci arată farfuria mea horror. Vă se pare că... Ai mâncat vreodată? Nu. Ia mănâncă, o să-ți placă maxim. Ia. Dar pune ceapă deasupra. Ia cu ceapă. Au. Să punem și vinete, nu? Bă, băiatul, ce mâncare mâncăm noi acum? Eu nu m-am gândit să fac mâncare de asta. Cum era, dar cum făceai? Ce țapa, mă! Cum era, mă, dacă făceai tu? Ce știai, mă, tu să faci? Făceai tu salată de vinete, serios, acum? O cumpărau? Hei, o cumpărai! Acum am fost invidios că nu m-am gândit și eu la asta, să fac și eu așa ceva, nu! Era așa de frumos, m-am chinuit să fac ciobără de oțeană 3 ore. Dar ăsta pentru ce? Hai, eu zic o friptură din aia. Aoleu, aripioare picante cu cartofi prăjiți și varză murată. Aripioare prăjite cu cartofi prăjiți? Nu știu ce legătură au aripioarele și cartofii prăjiți cu acest meniu tradițional, slănină, ceapă, șorici, fast food, prea multe calorii. În studenție am mâncat cartofi prăjiți și cred că orice student din România mânca cartofi prăjiți și nu trebuie de acum să facem nu știu ce fonfleuri, să spui că bai vreau cartofi la nature sau cartofi golden sau cartofi puși în cuptor în staniol. Căcat, fă frate cartofi prăjiți pentru că asta am mâncat până la urmă și se întâmplă odată și odată să simți nevoia să mănânci cartofi prăjiți. Și mi-a plăcut foarte mult cartofi prăjiți, mi-a plăcut foarte mult și aripioarele, mi-a plăcut și foarte mult și varza murată. Deci totul a fost super ok. Moroșene, în limuzină vorbeai de revistele tale, Nicoleta. Cu sistă. Dar ce face tot în bătăță. Da, mă, tu are ceva, pe bune, o arde de aspa. O arde de aspa, să mor dacă nu. Dubios, da. Pe bune, ce vrei să spui prin chestia asta? Da, frate, am și reviste și apreciez și le am acasă. Care e cu pana mea? Ce vrei?
Lasă-mă cu e bine. Ceva rău cu asta, sunt bărbat, frate, și am revise. Bine, Bora, bravo, 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 atâta. Ești o forță, jur. Lasă-mă că ești super tare. Eu prima dată când am jucat în telenovele, când am intrat într-un vestiar unde lucrau băieții, de trebuia să aibă grijă de tot decorul și de noi, și am văzut poze cu mine din revistele alea pe pereți. Ce vrei mândrie mai mare? Dar pe bine, frate! Na! A fost artă! Nicoleta înțelege pe bărbați, asta îmi place. Ea înțelege și știe ce reacții stârnește și a stârnit în rândul lor. Așa că dacă vine Moro și e sincer până la capăt, nu o deranjează pe nimeni. Bun, și n-am avut dreptul să divinizez la... Poate bine că m-a divinizat și că nu m-a judecat greșit. Păi... Corect? Clar. Păi vrei ceva acum? Nu, sistere, nu! Domnul Ioan nu mai zice nimica. Mă gândeam... Domnul Ioan, cură revistele. De amul, pregătește bomba. Nu, tăticu, mă gândeam unde-s revistele mele. Bravo! Bravo! A fost faina asta. Numai că orice bărbat avea cu Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu este o vedetă a României și un ideal de femeie a românilor, a tuturor bărbaților din România. Haideți să recunoaștem chestia asta, nu ne ascundem după deget, până la urmă. Nu doamne, bă. Morășane sau Moroșene, o să-mi spui vreodată în viața asta ta, sister. Vreodată. Să mor dacă spun vreodată, bă. Never. Bă, dar la mine sister e sister. Bă, nu spun sister, frate, că am nicio legătură cu tine. Sister, spun într-un anumit context, corect? Când te-am rugat să o mimesc pe sistera ta, cum ai făcut? Cum am făcut? Hai că oricum spune e Spune Nicoleta Luciu și tu mimezi-o acum. Hai, acum cum ai făcut-o? Și următorul gest? Adică... E bună, frate, s-a trecat. Este... Asta ai vrut să tragi. Da, dar vorbește despre sursa, e normal să vorbească așa. Ce, n-am o sursă bună, șmecher, m-aș lăuda unde, frate? Nu le nervați că masa asta o să prindă doar două picioare, nu face. Dar Nelini ce-a trebuit să bage și ea. Da, ia stai un pic, dacă ar fi să o mimezi pe Nelini, cum ai face? Nelini? Ia. Bine, bro! Bine, bro! Bine, bro! Bă, Nelini, ce se zice, ce văd eu? E. Văd așa, nu știu, văd o... Așa o... Se enervează pe bune, fiți atenți. O răutate văd la tine, nu știi ce văd. Pe bune zic. Mă, eu sunt om rău, eu? Livi versus Moro, runda patra. Încă nu sunt convins cine a câștigat. Am fost acolo, cam la egalitate. Cred că verdictul final se va da mâine la Ioan Isaiu la masă și aștept cu nerăbdare să văd care va fi câștigătorul dintre ei doi, oricum sunt niște simpatici. Sunt două nuci tari. Una chiar e o nucă tare, dacă te uiți la Moroșanu zici că e nucă de cocos tare, nu nucă, nucă românească neaușă. Iar Nelini e o alintată. Ei dacă nu îi se cântă în strună, își cântă singură și trebuie să încerce să-i acordeze și pe ceilalți la vioara ei, dar nu merge tot timpul. Băi, băiatul ăsta m-a făcut să trec între atâtea străzi. Eu cred că voi sunteți făcuți unul pentru celălalt. Nu, dar știi ce am observat la tine? Că de la o seară la alta ești din ce în ce mai decoltată. Noroc că mâine e ultima seară și când... Ție, mă! Bine! Asta e bucurie pe mine, Nicoleta. Îți dai seama cum vine mâine? Continuăm cu stările prin care ți-a trecut. Stările. Am râs, am plâns, m-ai lăsat fără make-up, m-ai supărat, m-ai enervat. Te-a fericit? Mai fericit? Când? Te-a bucurat? Una peste alta, mai vorbim sau nu mai vorbim începând din această seară? Da sau nu? De mâine puteți să faceți ce vreți, nu vreau să-ți strigați seara. Chestie. Nu stricam. Da? Hai să spun o chestie. Tu crezi că eu sunt dușmănii când îi certăm o lecuță? Că e păcat mea, frate. Pe ce vorba? Dacă tu ai spus că eu sunt rea, tu poți să spui că... De ce îmi sună acum toată agenda și toți prietenii mei ți-i dau să vorbești cu ei? Nici pe departe nu sunt un om rău, de ce păi, nu vezi rea? Păi, dar nu-și permis să spun la telefon ce spui. Dar nu ești rea, frate, tu ești bomboana. Nu, cireașa. Cireașa. Cireașa aia dulce. Așa. Fără codiță. Fără codiță, de pe tort. Și cu sâmbure. Și cu... Îți rămâne în gât sâmburile. Sâmbure îți rămâne în gât după ce îi cireașa și o mănânci. Păi da, că n-ai impresia că n-ai sâmbure. Exact. Zice, ce bun cireașa după aia. Și ai murit, frate, după ce nu. Eu cred, în mintea mea, că eu îi sunt foarte dragă, deși vrea să arate că nu mă suportă și încearcă să, întotdeauna să prindă ceva în regulă la mine, să se ia de mine.
Mă simt ca tăticul lor așa, mă uit la ei, mă uit nău, ca așa la ei și nu știu ce să le răspund. Mă uit și zic, bă copii, despre ce vorbiți voi în filmul ăsta? Care e subiectul? Care e predicatul? Sunt drăguți, sunt simpatici, dar nu interacționăm tot timpul. Cred că avem nevoie de foarte multă pălincă. Poate ce l-a fac pălava! Aici avem cremă de zahăr ars. Nu te cred! Desertul a fost extraordinar, n-am mai mâncat cremă de zahăr ars de când eram mică. Iar tu ai zis că îți place înghețata de vanilie, dar n-am găsit de vanilie. Înțelegi că pentru că a fost pe ultima 100 de metri și ți-am făcut două combinații de înghețată plus dulceață cum ți-ai dorit tu. Și stai un pic, adică așa. Stai mă, numai lui, noi nu ce poate, avem, m-ai făcut mai așa de fericit. Așa, vreau să... Și mie că îmi plac brondele și... Mulțumesc, m-ai făcut ce faci? Doamne Dumnezeule, frate! El a insistat în fiecare seară. Mă, bă, dacă trebuia să spun de 10 ori că îmi plac brondele. Puteai să vii de la... Ideea e că dacă eu duceai lui Ioan, eu luam din față, dar lui n-am... Asta trebuie să o pătrunzi așa. De fapt, am trebuit să o pătrund. Deci. O iei de sus până jos. Aha. Te încânt așa un pic simțurile și să-l înveselezi puțin cu desertul, da. Pă noi ne-ai întrebat dacă ne place înghețata. Vouă nu vă place înghețata. Nu să nu ne placă, eu sunt în eu și-am vrut să-ți dau 10, Nicoleta. Vă dau jumătate de la mine? La faza asta ai scrântit-o, jur. Mergem, mă? Auzi, notele contează atât de puțin. Exact. Da, mă, dar îmi plouă în gură. Ca voi să vă simțiți bine. Deci, dacă brodere, nu mă simt bine. Păi ne-am simțit până acum. O oră, dacă nu dau foarte bine. Pentru tine, broadere, pe tine și fratele meu. Eu am vrut să o tachinez un pic pe Nicoleta, pentru că a dus înghețată decât lui Cătălin și eu fiind un împătimit al înghețății, am rămas așa, ca un copil de la neajutorat, căruia mama nu i-a cumpărat ce-i trebuie lui în momentul respectiv și mai m-am uitat cu ochii blânzi așa către Moro și fără să-i transmit-o, m-a înțeles săracul, că după cum a spus el însuși ne înțelegem din priviri și a zis, da, brother, hai că-ți dau de la mine jumate și ne-am împărțit acolo ca frații. Eu am fost foarte fericit că mi-am primit rația. Pune-mă și lui. Nu, eu mă descurc cu înghețata. Mă descurc cu înghețata, lasă. Hai măi. Nu pot să cred că tu refuzi o chestie care e făcută de mine. Bine? Lumea, înghețata și înghețată? Mi-ai cumpărat înghețata? Tu dau plasa mai mare. Da. Că știu că tu vrei mai mult. Uite cât îți dau cea mai mare bucată și asta cu... Deci v-ați dat seama de ce se întâmplă, da? Deci iau cea mai mare bucată, că îți dau tăi. Recunoaște. Foarte bună, Nicoleta. Obsedat, nu? Pe cuvântul meu. Să fii obsedat de cineva înseamnă să iubești pe cineva, să fii numai cu ochii după ea sau chestii astea. Nu, eu pur și simplu i-am pe bune, unul și cu unul fac doi fată, femeie, ce vrei să spui? Când ne contrăm, noi ne contrăm. Care e mai tare în argumente până la urmă, nu? Dar asta nu înseamnă că, acum e, pe tocmai asta e inversul. Știi? Vreau ce să-mi spun chestia asta. Ce m-am gândit că dacă nu-i dau ghezat de linii, mă freacă din mărutul, știi? Cum a fost asta? Ca să nu spună nimic, și dau un bucat înghețată și am curit. Hai Cătăline, ești obsedat de mine. What the fuck? Am văzut, dau și o jumătate înghețată din partea mea. Mă freacă de mă rupe, egal cu... Definește. La creier. Mă freacă la creier. Tu brothers am și eu și unul mi-a zis, ia și tu în așa o lingură de înghețată să vezi și tu cum e. Înțelegi? De ce nu te-ai gândit la sorta și te-ai gândit la mine? Ia zi! Până la un desert, tu mi-am luat două guri de înghețată și atâta, la țapă. Tot zahăr ars am mâncat și eu. Lui am mâncat, înghețată mea a fost împărțită la 5 persoane și eu am mâncat cremă de zahăr ars. Dar e ok, a fost foarte bună și crema de zahăr ars și tot a fost ok. Eu te aștept să te întorci la mine. Fericirea mea, nu te pot uita. Nota mea, draga mea, Nicoleta, pentru tine este 10 cu felicitări. Îți dau nota 9, deși... Te plac și te apreciez din toate punctele de vedere. Nicoleto, nota mea pentru tine este 10 plus. Felicitări! Deci așa că ai 10 de la mine. În urma unor analize temeinice, exigentul juriu a reușit să dea un verdict. Nicoleta a primit exact 39 de puncte, adică cât aveau mărunt la ei. Mă duc în bucătărie să văd dacă miroase a blat.
Hai, pa! Aș vrea să știi cât țin și eu la tine. Fericirea mea, nu te pot uita. Moro, ți-ai dedicat această piesă. Bravo! Bravo! Fată! Da, mă, fată! Fată, te iert pentru tot ce vezi. Da, hai să ciocnim. Pentru tot. Pentru tot. Datorită faptului că... Ai cântat excepțional. Îți mulțumesc de-i suflet. Ai o voce. Dar nu ne împăcăm până mâine. Bă, eu acum am... Hotărât să o iert. Să scăp de toată această povară. Și tot nu-i bine, frate. Nu e bine, da. Nu o să înțeleg în viața mea femeile, frate. Plecăm de la masa veseliei, mâine la Ioan Isaiu și să vedem ce o să facă. Maestre, suntem cu ochii pe tine ca pe butelie. Am tot încercat să le citesc gusturile copiilor, pot să le spun copiii, acestor dragi copii ai mei. Văd că mănâncă orice, depinde în ce context sunt plasați. Dragilor, mi-a venit și mie rândul. Nu m-am gândit niciodată că să mănânc preparate pregătite de domnul Isaiu. E foarte bun și foarte simplu. Nu vreau să impresionez, vreau să hrănesc. Îmi dau seama că noi bărbații sunt cei mai buni la bucătărie. Că toți bărbații sau unii bărbați? Bărbații în general sunt buni în bucătărie. Că da, Ioan e Ioan. Nu toți bărbații sunt buni la bucătărie. În general a zis că este și excepție. Cum sunt eu, de exemplu. Dacă asta vrei să spui. Bro!